Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod alături de jandarmul armata României. Aici o avem marele pușcaș marin Radu Chirila alături de noi. Hai că mai boteza bine, e bine. Bine v-am găsit. Așa că astăzi facem un nou challenge împreună cu el, pentru că am văzut că v-a plăcut foarte mult acel challenge cu Amnam. Amnam am făcut sau nu mai știu. Nu știu, acum depinde cum le punem, pentru că noi filmăm mai multe challenge de aici. Așa că înainte de toate, aveți linkul de la canalul lui Radu Chirila, l-aveți în descriere. Așa că astăzi facem un nou episod în care se cheamă Ghicește YouTuberul. Tot ce trebuie să facem este să tragem niște bilețele pe care le-am ales aici. Noi am notat pe fiecare bilețel un YouTuber, iar apoi eu, de exemplu, dacă trag un bilețel, va trebui să mi-l pun pe frunte și el va trebui să mimeze YouTuberul respectiv și eu va trebui să-l ghicesc. Va trebui să arăt la camera, da? Așa, închide-o, stai să... E bine? Stai, dă la mine, las, tu ține ochii închis, nu te uita, okay. O să arăt eu. Tu ai pus... Ok, ok. Salutare! Nu cred! Nu cred, e cumva Florentin Hriscu. Oh, dar cine e ăla? Am un punct, da. Da, ce sunt? Acum eu trag. Acum tu tragi, hai. Ok, am tras ăsta, îl desfaci. Vezi să se vadă și la cameră, știi? Da, nu trage cu ochiul, da? Nu trage cu ochiul, da? Hâț! Acum mergem la sală, hâț! Am tras 80 de kg la piept, 90, 140. Gata, băgăm 100 de flotări din călzire și 100 ca să ne odihnim. Hâț! Hâț? Hâț! Nu, nu! Hâț? 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 A, doream popa! Acum mă gândeam! Ala -i. Gata? Dă-i, lipește-o! Aoleu. Stai să mă gândesc. Mare sponsorizare! Am primit 5.000 de dolari! Oare cine? Hai deja, nu ai cum. Marele donator al YouTube-ului românesc. Aoleu. Se știe? Colo! Ăla-i tata. Ține acolo. Să-ți fac o farsă. Te prind cu ceva. Mai zi încă ceva, ca să-mi dau seama. Atent, plec și nu mă mai întorc. Ha, Mircea, bravo, mă. Nu? Băi, da, jur, bă, dacă... Hai, mă, că nu era necat ăla. Am zis, se neacă. Serios? Se neacă. Nu se neacă, dar... Te uita. Dacă mai mergi mă acolo la tata bunelul și nu mai îmi dă bani, că vreau mai mult bani, că i-am zis, doaa... Nu cred! Satana nu mă merge! A, clar, e clar, e clar, aia e replică, deci... N-ai cum! N-ai cum, e marele și filozoful... Emi Lut! Ăla-i tat. E mare, e mare... N-o bine, oameni, dar ce faceți, mă, că am fost, m-am căcat, no, e, no, nici n-am tras apa... E, a, e, no... Dar care accentat de lea? Păi trebuie! No, v-am rugat să-mi faceți niște meme-uri cu mine... Meme-uri. Zapi! Ele! Zapi! Mamă, că are accent ardelenesc. Da, da, mă! E din Târgu Mureș, n-are cum. Da, mă! Dacă făceai aia cu... Yes! Mă trăzesc dimineața, trag făină, trag făină! Și acum jucăm Outlast, dar mă piși pe mine de frică! Hai că îți dai seama, n-ai cum ce-mi dau, e... Ce, e greu? E... Nu. E Codrin? Da. E Codrin, ăla-i tată. Trag foiră, trag foiră. Acum, ia să vedem. Bună, nenața, prieteni, gata, mi-am luat bicicleta. Și hai să mergem la plimbare. Bun, am dat în groapă, bun. Uitați-o și pe fraierul ăsta cum merge pe lângă mine, nici nu mă bag în seamă. Bă, dă-te mă la o parte, bă, bă! Marele pe care îți bag trafic, ăsta e. El e, mă, el e. Direct. Hai, cu, bine. Bicicleta. Salut. O să-ți citesc mințele și o să intru în capul tău, așa că te rog, închide ochii. Serios, nu mai știi? Ba da, trebuie să-l știu. Vlad Grigorescu. Ăla-i. Marele Vlad Grigorescu. Marele, ai umor. Băi, trebuia să zic ceva de ai umor. Păi da. Aoleu! Ăsta trebuie să-l ghicești din prima. Good morning, low gang, what's poppin'?
Dacă făceai și așa, și așa. Ăla-i logă. Dai, hai, ăsta-i intro. Yeah. Cu frații petrec. Noi rupem YouTube-ul. Hai. Au apăsat butonul pe reche și marele șelii. N-ai cum. Da, care mai e jur. Yeah. Tot așa, da, e. A, da? Cred că asta nu-s note, am încercat să scot note, dar nu. Yo, scuză-mă, te rog, baby, acuză-mă. Nu? No? Bă, parcă o să... Scuză-mă, te rog, baby, acuză-mă. Stai, mă, că ține, da, ține. Trap? Yeah. Ia mai cântă, că-mi place vocea ta. Scuză-mă, te rog, baby, acuză-mă. Yeah. Bisi, mă. Asta, mă. Ăla-i, mă. Hai, mă. Bine, mă. Regele trapului. Perfect. Acesta a fost challenge-ul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un mare like. Vă reamintesc, abonați-vă la canalul lui Radu. Aveți totul în descriere. Ce mai vrei să zici tu ceva? Orice. Nu, să aveți o zi extraordinar de bună în continuare. Se știe, e adevărat. Așa că dacă mai vreți astfel de challenge-uri, distribuiți acest video mai departe. Așa că aveți totul în descriere și vreau doar să vă mai zic că vă știți cei mai tari, cei mai tari dansători. Și noi ne vedem data viitoare cu tăpace și iubire. Salutare!